însă Burnley este în mare formă. Burnley, echipa ce tocmai s-a împlumcat etapa trecută, consider faptul că astăzi o să pe teren propriu o să aibă o altă față de meciul anterior, o să țină piept echipei Liverpool. Liverpool este în formă, consider că o să fie un meci de ambele echipe marchează, un meci în care se va înscrie cel puțin un gol în prima repriză și eventual puteți să luați un interval total de 3-5 minute. Principalele forțe ale Liverpool ar fi Liverpool gol în repriza a doua, al doilea GG, ambele echipe marchează, gol în prima repriză, oricare dintre echipe și intervalul 3-5 goluri sau 3-6 goluri rămâne la atitudinea voastră ce o să alegeți pentru acest eveniment. Evenimentul 2 vine tot din Premier League, este Watford-Chelsea. Chelsea și-a anunțat candidatura la titlu în acest sezon alături de Manchester United. Consider că și Liverpool are o șansă, însă Chelsea și Manchester United sunt principalele favorite. Chelsea, calitate de oaspete, de obicei scrie foarte des în repriza a doua. Recomand să jucați live, cei ce au lucruri live, Chelsea gol după minutul 60 sau oricare dintre echipe marchează cel puțin un gol după minutul 60. Acesta fiind singurul pont pentru acest eveniment. Leicester Arsenal, unul dintre cel mai clare GG al zilei. Arsenal, o echipă în reconstrucție, o echipă care are foarte mulți tineri. Leicester, este principala favorită în acest meci, având în vedere faptul că este campioana în titră. Este un eveniment din nou de clasă al Premier League de când Leicester a câștigat sezonul trecut campionatul. O să fie un meci de GG, un meci care se va marca foarte repede, eventual puteți să jucați Smart TV live în primele 10 minute, în cazul în care nu s-a înscris în primele 10 minute, puteți să pariați gol până în minutul 20, gol până în minutul 30 sau gol până în minutul 40, oricare din echipe, miza până se marchează cel puțin un gol în prima repriză. Prin urmare, Leicester Arsenal, minim un gol în prima repriză, un gol rapid, sosit, sau GG 3+. Ambele echipe marchează, ambele echipe marchează și se scrie cel puțin 3 goluri în meci. Aceste 3 evenimente ar fi principalele evenimente din Premier League, urmate de cele 2 evenimente din Italia. Astăzi avem parte de Roma Udinese și de Juventus Fiorentina. Se pot juca în combo, amândouă, 2-4 goluri interval, poate de 1-50, 1-56, formați un contract peste 2-10, interval 2-4 goluri, 2-4 goluri, sau, pentru o siguranță mai mare, interval 2-5 goluri, 2-5 goluri, consider că se vor scrie cel puțin 2 goluri în meci, în ambele evenimente. Roma și Juventus sunt favorite, ele singure ar putea să marcheze 2 goluri în meci, chiar am și recomandat astăzi Juventus minim 2 goluri în meci. Bătrâna doamnă are un meci facil, Fiorentina care vine după 5 meciuri fără victorie, 5 evenimente la rând cu înfrângeri. Juventus clar favorită, joacă acasă, începe campionatul din Serie A, Juventus favorită, atât și Roma cu Udinese. Prin urmare, puteți să jucați Roma minim 2 goluri în meci, Juventus 2 goluri în meci, cel puțin, sau intervalele 2-4, 2-4, 2-5, 2-5. Astăzi începe și primera diviziune, Barcelona-Betis și Granada-Villarreal. Merg pe mâna Barcelonei și pe mâna Villarrealului, că marchează în repriza a doua, le puteți juca combo live sau împreună cu recomandările anterioare. Ar mai fi Sevilla cu Espanyol, aici merg pe prima repriză Sevilla, dacă în cazul Barcelonei și Villarreal marchează cel puțin un gol în repriza a doua, Sevilla de obicei scrie prima repriză foarte repede. Espanyol sezonul acesta nu s-a întâlnit, este o echipă care o să fie depunător sau de miștiu cu clasamentului, în opinia mea. Mare, dacă doriți să jucați primera diviziune, Sevilla gol în prima repriză, Villarreal și Barcelona gol în repriza a doua. Avem un meci din Olanda, un meci de goluri astăzi, este vorba de Zvolle cu PSV. De obicei că se întâlnește Zvolle cu PSV, marchează ambele echipe sau marchează ambele echipe și se încerc cu trei goluri. Precum am menționat și la Leicester cu Arsenal, la Zvolle cu PSV, consider că o să se scrie cel puțin un gol foarte repede în primele 30 de minute, jucând Martingale din 10-10 minute. Ar mai fi Waregem cu Oostende, Waregem Oostende, meci din Belgia, Oostende și Lokeren sunt echipele mele de goluri din Belgia. Consider că o să se scrie foarte rapid și în acest eveniment în primele 30 de minute. Prin urmare, puteți să profitați live și de acest eveniment gol în prima repriză. Waregem Oostende, GG 3+ sau gol în prima repriză, de profitat gol în primele 30 de minute. Aceste 11 evenimente sunt cele care le recomand astăzi, sâmbătă, Burnley Liverpool, Watford Chelsea, Leicester Arsenal, Steaua Dinamo, am uitat de acest eveniment, era chiar culmea să nu mă
menționez anumite aspecte. Steaua vine după umilința pe care ziariștii au notat-o în rubricilor de sport săptămâna aceasta. Nu este nicio umilință faptul că City a jucat cu primul 11, nu aveau nicio șansă, practic, bucureștenii. Umilința pe care le-a creat-o suporterii din Auvius consider că este mult mai mare față de rezultatul de 5-0. Într-adevăr, Steaua este favorită și în ultimele 3 din ultimele 4 derby-uri am avut parte de GG, chiar dacă Steaua a fost favorită, Dinamo a scris cel puțin un gol în meci. Nota 2 zilnică de astăzi este Steaua Dinamo, ambele echipe vor marca cel puțin un gol în meci. Se cunoaște rivalitatea, nu se mai ține cont de ultimele rezultate directe sau de ultimele rezultate din ultima lună. Ambele echipe vor da totul pe teren. Dacă o să întâlniți la Fortuna sau la altă casă de pariuri penalti în meci sau cartonaș roșu în meci, cota fiind 3.50-3.60, cu siguranță vom asista și la un penalti sau la un roșu, în opinia mea. GG-ul rămâne cota 2 zilnică, dar puteți să profitați și pe penalti sau pe cartonaș roșu în meci. Prin urmare, sunt 11 evenimente sâmbătă, am ales pentru duminică, destul de repede o să le număr 7 evenimente. Este vorba de West Ham Bournemouth, West Ham care a jucat destul de bine împotriva Haspi în Europa League, precum a jucat bine și în ultimul sezon, dar a fost împinsă de către Astra surprinzător. Bournemouth nu este o echipă care să o sperie, West Ham joacă acasă, consider că o să scrie destul de repede West Ham, puteți să jucați live goal marca West Ham până în minutul 60. Avem parte de PSG cu Metz, deși magicianul Ibrahimovic nu mai face parte din echipa parizienilor. PSG consider că o să scrie în ambele reprize, prin urmare puteți să pariați PSG victorie și înscrie cel puțin 2 goluri în meci împotriva lui Metz. Avem CFR Astra, de obicei între ele se încadrează intervalul 2-4 goluri. Nu consider că se vor marca mai mult de 4 goluri. Astra este favorită, însă nu au o constantă, nu leagă victoriile una după cealaltă. Este un meci de 1x2, în privința soliștilor nu pot să zic că este una dintre cele două echipe favorită. Meciul pe interval 2-4 goluri este cel mai indicat, puteți să-l luați eventual alături de meciul lui Juventusului și celor de la Roma, toate cele 3, 2-4 goluri sau 2-5 goluri. Avem Sociedad Real Madrid. Real Madrid cu siguranță o să urmărească evenimentul Barcelonei de astăzi. Chiar dacă Barcelona o să câștige sau o să se piedice, Real nu își permite să piardă, mai ales în primele etape, pentru a prinde acest fuleu. Se cunoaște faptul că Barcelona cu Real Madrid țin pasul etapă de etapă și rar se împiedică. Real o să scrie, precum am menționat și la PSG, minim un gol în ambele reprize. Consider că PSG-ul, Manchester United și Real Madrid au fost și sunt cele două care rămân. Manchester a confirmat aseară o formă destul de bună. Manchester, PSG și Manchester United, Real Madrid, PSG și Manchester United pot fi luate săptămână de săptămână, gol în ambele reprize sau minim două goluri în meci luate împreună. Prin urmare, Real Madrid va marca minim un gol în fiecare repriză. Avem același eveniment ca și pronostic Atletico Madrid, Alaves. Atletico Madrid consider că va marca cel puțin un gol în ambele reprize. Puteți să le combinați cu acest eveniment cu cel al Realului. Prin urmare, Atletico Madrid, Alaves, Sociedad, Real Madrid, minim un gol în prima repriză, cina a doua repriză, Real Madrid, Atletico Madrid. Avem Ipswich Norwich, un eveniment din Championship, un meci de ambele echipe marchează, sunt două echipe care se vor situa în primele 5 în clasament, precum am analizat toată etapa celor din Championship. Consider că acest eveniment este cel mai în măsură încât să fie ambele echipe marchează. Lokeren cu Genk, precum vă spuneam, Lokeren și Ostende.